Primarul Suceava Ion Lungu a anunțat că în municipiul Reședința de Județe vor avea loc mai multe acțiuni de dezinsecție și de ratizare. Edilul a oferit asigurări că dacă vor fi necesare, aceste acțiuni vor fi repetate. În ultim aspect, sigur că sunt fel de fel de sesizări privind această intervenție la dezinfecție, dezinsecție, de ratizare, căpușe. Primăria municipiului Suceava a făcut o selecție de oferte pentru o sumă de 67.680, acum sunt în curs de derulare, fără TVA, pentru a face primele stropiri la spațiile verzi ale municipalității, în primul rând parcuri, zone verzi, zona de agrement, pentru căpușe și, sigur, nu aruncăm bani fereastră, pe parcursul anului, dacă vor mai fi necesare alte stropiri, vom mai face alte angajamente bugetare.